Iulian, bine ai venit la Oxigen 2 și vreau să spun că ai fost mult cerut de, de, de clubul nostru, de gândire liberă. Bine v-am găsit. Da, știu că ai fost foarte ocupat, pentru că altfel mi-ai fi trecut pe la noi. Însă, astăzi vreau să te întreb, pentru că a avut loc recent un eveniment geologic în România. Și știu că ai străbătut România de la un cap la altul ca geolog, știu că ai găsit și o fosilă, probabil voi povesti și despre aceasta, Poate ne veți spune care sunt emoțiile când găsești o fosilă, cum o datezi. Da, a fost o fosilă mai deosebită, că așa găsești fosile multe, peste tot, da, dar, dar a fost mai deosebită. De fapt, recent mi-ai spus că ai găsit niște fosile la Michigan și da. am vă -o, o să le pui pe, pe site-ul nostru. Însă, haide de a hai spune întrebarea care vreau să ți-o pun. Spune-mi, ce fosil ai găsit în România? A, a fost un oruda, a fost numi a elefantului. Da. Uh, se numește deinoterium gigantissimum, da. uh -huh. uh, în traducere ar fi îngrozitoarea ființă. Uh -huh. Deci asta însemnează Deinotherium. Da, deci a fost uh, un uh, rudă a și a elefantului. E, dimenziu... e acela cu, colț cu colț în, jos. în jos? Da, acela da, cu colțul în jos, da. Uh, care putea să fie între 3 și 5 metri uh -huh. înălțimea la umăr, uh -huh. la grama. Uh -huh. uh -huh. Unde l-ai găsit? La vazlui, Nu, nu la Vazului. La. pe valea rădășeștilor, lângă Fălticeri. Vreau să pun o întrebare. Dacă n-ai fi găsit acea fosilă de dinoterium și avea doar statul geologic, știai că acel strat este de pe vremea când umblau mamuți prin România? Da, puteai să. După ce îți dai seama. Poate, prin observație directă, se putea. Probabil că găseai alte. Urme prin cunoștința care aveai prealabil ce, ce se studiase în zonă, ce se găsise și uh, puteai uh, să iei o probă și pur și simplu să o trimiți la laborator să facă analiza palinologică. Ce a se A polenului. Deci nu, nu este vorba despre sara palin. Da, da, da. Da, la da, da. am crezut că e vorba decât sara palin, da. da. Uh, ci despre uh, analiza polenului, sporilor, uh, plantelor și de la uh, ciuperci fangii și alte și care cum îți se dai seama după polen cât e de vechi un strat. Uh, după uh, ce specii de plante și-au lăsat polenul în acel strat și uh, cunoști uh, filogeneza da. uh, plantelor este, sunt uh, convenții foarte bine stabilite da. și normal că știi deci, înțeleg, deci, există o prejudecată care circulă în literatura creaționistă. Și anume că datarea stratigrafică e circulară. Că pune, datează stratul după fosile și fosile după strat. Dar se pare că nu este așa. Deci, fiecare strat, hai să luăm exact cu da. polenul, are alt gen de polen, nu? Și acesta oarecum este filogenetic, adică este arborele. Vieții vegetale acolo se vede, se vede da. evoluția vieții vegetale. Probabil că același gen de polen se poate găsi în mai multe Strate, perioade, da? dar corelând toate datele care le ai, Da. deci palinologic, fosilele, datări radioactive, da? superpoziția, da. tectonica, toate, te toate corelate, dacă fac sens, te duc acolo. Te duc la un Citeam rezultat. Citeam că în stradurile de ghețare, ghețare, deci depun un strat în fiecare an. Da. Și în straturile de ghețar, deci se pot numera ani pe straturi, știi ca o paranteză că fostul președinte al Copriției Generale, acea minte luminată, Ian Paulsen, după, 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 după somitul de credință știință din 2000, cred că 2002 a fost la Glacier View, i-a dus pe teologii care au susținut timpul scurt, i-a dus să vadă ghețarul, care este clar împărțit în, Povestea cel care a zis că s-a lăsat o tăcere între teologii noștri în fața ghețarului. Dar am înțeles că și în ghețar se găsește la fel polenul. Da, găsești diversele ani, diverse straturi. Și să vede o evoluție a vegetației. Graf cu. Și toate acestea să văd. da. Inclusiv concentrați de carbon din atmosferă și așa mai departe. Haideți să trecem la problema aceasta. Deci, ai găsit fosila de dinoterium. Ce simți atunci când găsești o fosilă? E la fel ca și cum când este o fosilă deosebită și special un mamifer, un mamifer mare, este ca și cum găsești o comoară. De ce? Pentru că găsești ceva ce de foarte multă vreme n-am mai văzut suprafața Pământului, nimeni nu l-a văzut. Da, așa este, da. E ceva interesant, e curiozitatea de a vedea. Un animal care a fost viu a mers da. pe acolo, pe vrea că probabil nu niciun om în România. Probabil. Sau erau, mod sigur. Da, sau Pansandic cu Neanderdale sau cu Cromanionul, da. deci ceva într-adevăr uh, fantastic. Uh, și la ce, la ce vârstă l-ai datat? Uh, uh, este din Pleistocen. Din Pleistocen, deci, da. Deci Pleistocen că este uh, cam de acum 3 milioane de ani sau... da, ești? este ultima perioadă, este de... Quaternarul, e pace, pace, Glaciațiunea, da. A fost perioada de glaciațiune. Asta e mai întrebare care vreau să ți-o pun acum. De curând am că în România s-a găsit un, un fosila unui dinozaur în un cu Velociraptorul da. și românii au dat numele Balaur Bondoc. De unde s-au fi inspirat? Din Ispirescu? Din Ion Creangă cu numele ăsta? Probabil, dar cred că se putea inspira și din uh, Legenda lui Dracula. Și Legenda lui Dracula, da. Vă mă rog, în sfârșit. Mă rog, nu știu care sunt criteriile după care acest nume, dar este interesant acest... și se spune că a fost pe o insulă care este acum Hatze, cu lăvăriatetis. Uh, deci, te-aș ruga să ne explici puțin mai bine această, Cred că ai citit știrea aceasta, da? da? spune puțin cum este problema. Zona are o istorie mai veche cu descoperirii de dinozauri, în zona Hatze. Da, nu știam asta. Pe la 1900, un geolog maghiar a descoperit acolo un sauropod, uh -huh. deci un erbivor, un dinozaur erbivor da. sauropod. Uh, care și, ele, și el era bondoc, ca să folosim aceeași da. tehnologie, deci de dimensiuni mai mici. Întâi s-a crezut că este uh, un exemplar uh, tânăr, da. un juvenil, juvenil uh, și după aceea s-a stabilit că, de fapt, este un exemplar matur, dar de dimensiuni mai mici. De ce erau așa mici dinozaurii din, din Hața? Uh, probabil că viața insulară. Uh -huh. A făcut ca resursele limitate să determine și uh, dimensiuni, dimensiuni mai fizice uh, mai mici. Știi, interesant pentru că citeam că, în, tot în timp, în, în Pleistocen, deci mai, 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 mai recent, în Marea Mediterană au fost insule pe care s-au găsit elefanți pitici. Tot da, pentru că Și insule. asta a fost o insulă. Da. Deci, că a fost o insulă. Da, a fost o insulă. Uh, uh, care făcea parte din Marea Tetis. Câteodată această mare poate fi confundată cu Oceanul Tetis sau da. Oceanul tenis Tetis cu Marea Tetis. Nu e același lucru? Nu, au fost. Nu e același lucru. E Oceanul Tetis este ocean, Marea Tetis este o extensie a oceanului. Și care era suprafața acoperită de Marea Tetis? Uh, păi, uh, supra... suprafața, cuvânt de cuvinte, Marea Tetis, a fost o. Uh, o suprafață în continuă uh, schimbare. Puteți spune că Oceanul Tetis uh, se găsea acolo unde începe astăzi Indonezia, da. uh, până unde Europa este astăzi și pe atunci existau numai părți din Europa, pentru că anumite insule și uh, uh, Părți de scoarță continentală da. care existau în Marea Tetis s-au alipit treptat Asiei și Europei formând continentul european. Deci astăzi. continentul european este mai, mai nou decât Asia? Părți din continentul european sunt mai noi decât părți din Asia. Și s-a format așa de... pe bucăți, oarecum? Da. S-a format pe bucăți. Și probabil că nu am studiat uh, ideea, dar probabil că în jurul la Hațeg, da. uh, undeva trebuie să se găsească uh, complexe de roci ofiolitice, care sunt uh, ceva foarte specific. Este, uh, îți dau o indicație da. că acolo a avut loc o subducție, că scoarța uh, oceanică, deci a fost subdusă sub continent. Și după ce îți dai seama? După, deci este un complex uh, numit complexul ofiolitic, da. uh, care nu totdeauna se găsește în totalitate. Înțeleg că litic vine de la piatră, dar ofio ce însemnează? Uh, nu, ofiolitic, deci uh, când ne gândim la scoarța oceanică, da. uh, ne gândim la faptul că putem să observăm Că se depun sedimente da. în ocean. Deci, deasupra bazaltelor care formează scoarța oceanică la suprafață, se depun sedimente calcaroase, sedimente formate din aluviunile sau din aluviuni fine de pe continent care creează o stratificație sedimentară. Sub aceste sedimente se găsesc acumulări de sedimente cu foarte mult metal, deci niște formațiuni metalifere, dar tot sedimentare, care stau deasupra bazaltelor care au deformat-o în trecut, la mijlocul dorsalei. Aceste bazalte, dacă le-am privit în secțiune verticală, le-am putea asemăna cu niște perne, cu niște cuverturi, așa se și numesc pilou lava. Uhum. Dacă am merge mai jos, sub aceste pilou lava, numite deci bazalte, am găsit niște formațiuni tubulare hexagonale, ca niște tuburi, ceea ce le putem vedea în România, la Racoș și la Detunata în Apuseni, deschise, în formațiune deschisă, în bazalt, se la acolo și da. de, de bazalt, iar sub acestea ajungem la serpentinitele care se află sub formațiunea, sub linia de demarcație a suprafeței Mohorovici din structura pământului, deci ajungem exact la roci care fac parte din manta. Serios? Da. Și în momentul în care scoarța oceanică este subdusă, da. sub scoarța continentală, se întâmplă ca acest complex ofiolitic să fie pur și simplu ras. Uhum. La uh, Atingerea între scoarță, cele două scoarțe, El nu intră sub scoarță, este. Câteodată nu intră. Da, era. Și să se atașeze într-o formă mai mult sau mai puțin verticală de continentul sau de munții care se formează la. După ce, scoarță, după ce fundul oceanului se ridică. Coboară. Coboară. Și da. se ridică în mai o parte. Da. De fapt, se ridică continentul, nu fundul Da, Se ridică continentul. Și asta unde se în România, în Apusen, deci... Da, sunt convins că acolo trebuie să vadă undeva dacă Hatzeg a fost o insulă da. și a fost adusă. De asemenea, cred că aceleași complexe se pot găsi undeva în Carpații Orientali de... și, și în Munții Apuseni, de asemenea. De ce? Tot pentru că. A, pentru a fost că insula. toată suprafața României, o parte din suprafață a fost adusă prin a. a... Aderarea prin uh, alipirea fragmentelor de scoarță. De părțile care deja ridicate. Da. Interesant. Și ce înțeleg, când spui aceasta e ceva fascinant, îmi dau seama cât de complexă e, e geologia ca știință. Este și geologia României este una din cele mai complexe geologii. Mi-a mai spus acest lucru. Îmi spune că americanii vin în România ca să se lovească de o problemă reală în geologie. Uh, Pentru că America e mult mai simplă. E mai Au și ei uh, uh, o zonă similară cu a noastră, dar nu așa de complicată. Care este zona aceea? Uh, au o zonă, ai, cred că este în Kentucky, Tennessee, cu Fliș, cu. La fel, uh, zona române este foarte, foarte frământată. Da. Uh, ceva similar cu România, poate la o scară puțin mai largă, se află în Franța, bazinul Parisului. Dar uh, România este o zonă deci, foarte... România este o zonă unică în geologie. Este o zonă foarte, da, foarte, foarte dificilă geologic. Și ca fosile e foarte interesantă România pentru că, uh, de exemplu, citam că la Peștera Coase, care înțeleg că e pe undeva aproape de porțile de Fier, sunt cele mai vechi urme de fosile uh, cromanion din Estul Europei, care, interesant, că au și trăsuri de Neanderthal în același timp. Deci e o istorie misterioasă acolo, în, în România, care probabil că <coughs> geologic nu am destul de exploatată. Era, fiindcă ai spus de America, scuza-mă că se de la una la alta, însă am vizitat și o Grand Canyon. Și vreau să spun ceva, pentru mine Grand Canyon a fost o mare experiență pentru că m-am dus disperat ca să găsesc argumente că geologia a fost structurată de potop. Deci aș vrea să spun că nu mi-am pierdut credința, dar. Uh, înțeleg că unii pot trece prin aceeași criză pe care a trecut-o tu mi-a trecut câțiva ani să de echilibru în credință dar creauz la Grand Canyon s-a prăbușit totul pentru că am înțeles că este ca amator, ca neinițiat a fost foarte clar că este imposibil ca potopul să făcut uh, Grand Canyon uh, Spune-te rog care este structura Grand Canyon și cum se interpretează? Uh. Cred că la Grand Canyon poți să vezi o foarte mare parte din istoria geologică a acestei uh, planete. Uh, deși pare destul de simplu, pentru că just, uh, în cea mai mare parte a Grand Canyon just, uh, doar vezi suprafețe de delimitare da. orizontale, uh, câteodată dacă cobor, noi am încercat să coborâm. I-am coborât. N-am mers până jos. Da, ne-am fost. N-am ne mers până jos. La Colorado am fost. Uh, poți să vezi falii, poți să vezi. Dar, în general, este o structură ca un uh, tort. Da, așa este. Uh, și pare foarte uh, simplă. Dar, uh, când începi să analizezi ce este acolo, de fapt, vezi că este o succesiune de formațiuni care arată că au luat foarte mult timp ca să fie formate. De ce? De ce? Uh, în, și în medii diferite s-au format. Sunt calcare, sunt uh, gresii, uh, sunt uh, shell, uh, sunt uh, tot uh, într-o uh, succesiune. Deci hai să le luăm. Și repetitiv. Calcarul, înțeleg, se formează pe fundul oceanului, nu? Da, se formează într-un mediu uh, marin, marin sau lacustru. Să sau glatic, când se depun scoicele și celelalte. Da. Uh, din soluție... Gresia din ce se face? Uh, Gresia este, uh, în principal, este un... Uh, un arenit, o un nisip, să-i spunem nisip, pe da. limbaj popular. Nu se poate pune pe fundul oceanului, așa nisip. A, se poate, dar se pun, a, fiecare se pune într-un alt regim de curgere a apelor. Mm -hmm. Într-un alt regim în care apele funcționează, într-un alt facies, într-un alt într-un alchimism. Vreau să întreb ceva. Poți face deosebire între nisipul depus pe fundul oceanului și nisipul depus pe uscat? Uh, poți face deosebire între nisipul depus în apă și nisipul depu depus Cum? pe Cum uscat. Cum faci deosebire? Uh, nisipul depus în apă este rostogolit da? și este uh, rotunjit. Asta vezi la microscop, nu? Da. Da. Și nisipul uh, depus de vânt? Uh, neput, nisipul depus de vânt uh, este spart, este ciobit. Și nisipul din Grand sau Gresen-Grenz Canyon cum este? Uh, din toate felurile. Din toate felurile, deci a fost și așa așa, și așa, 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 da. succesiv. Și șelul înțeleg că este lut șelul sau? Parcă așa am înțeles, nu? Da, din mâlurile. Din mâlurile făcute. Da. Uh, și toate acestea vin în... Uh, Într-o succesiune. Într-o succesiune De care exemplu, vreșe... da. ne uităm acum la da. o succesiune, este la, uh, Calcar este gresie, este shell, urmează din nou calcar, urmează un alt fel de calcar, urmează sandstone, urmează cuarțite. Cuarțitele sunt? Ce anume? Cuarțitele sunt, pot să fie sau niște gresii cuarțitice, da. dar probabil că aici, acum sunt scrise, este o rocă consolidată da? în care uh, este probabil că mai mult decât uh, uh -huh. cu o gresie. Este o rocă foarte consolidată, în majoritatea din formată din cuarț. Din cuarț. Și cuarțul, de ce? Provine? Poate provine din, dintr-un vulcan sau. Nu, nu, nu. Este tot din erodarea. Totul, da. Eu văd pe cineva uh, ce... aceasta asta că e, sunt orizontal, dar unul este pus puțin vertical. Da, sunt sau două de... discordanțe. Uhum. Ce este o discordanță? Că, literal, cred că se discută foarte despre discordanță uh, și anomalii. Da, sunt două de uh, discordanțe. Uh, este uh, o uh, discordanță în sedimentar uh, care ne arată că la. Deci, uh, rocile au fost depuse pentru un timp în, uh, da. într-un mediu arecai de depunere. Uh, a fost oprită de depunerea și a început uh, erodarea. Uhum. Uh, S-a format o suprafață da. oarecare care da. a datorită eroziunii, datorită acțiunii de. vântului, apei da. și, și gravitației Și după aceea, după cum arată aici, din nou rocile au fost, deci suprafața a fost acoperită de ape da. Și s-au depus un alt, o altă succesiune de roci orizontale, ultima succesiune a, deci zona înclinată a fost pe o scate odată și s-a din apă, nu, și s-a făcut orizontală. Da, nu, zona a fost depusă. Probabil uh, că aceste strate înclinate care le, le vedem în uh, trăimea. În o parte din trăimea da. inferioară, uh, au fost depuse orizontal. Da. sau quasi orizontal la momentul da. respectiv. Dar tectonica a regiunii. Da, da, da. Înțeleg le-a înclinat. Le înclinat. Să nu uităm că nu sunt geologic foarte departe de nevada. Da de bazinul din Nevada care este o zonă activă încă tectonic, tectonic. și nici de California care la fel da, este e activă tectonic despre care am vorbit la trecută. Da. mai este o altă discordanță care se află între șisturi de vișnu și granite și rocile sedimentare și este o o, un calcar care se află aici la fel este o discordanță undulară, deci a fost o oarecare movement, da, și aici este o foarte mare diferență da. de timp și pentru că atât șistul de vișnu cât și granitul sunt metamorfice. Da, sunt ce Deci, din. Da, deci au fost la un moment dat la o adâncime destul de mare și fost, ca să poată să da. fie transformate metamorfice. Da. Și după aceea, prin eroziune, probabil, ajuns la suprafață, nu? Sau da. Pe alte cale. Deci, acest e un proces foarte, foarte, <coughs> foarte lung. Practic, Colorado River curge prin acest șist. Da? de Vișnu, în zici, zona da. respectivă. Deci curge prin Precambrian, e corect da. să spun așa, da. curge prin Precambrian da. și, până mergem până în sus de tot. Aș vrea să spun ceva, eu sunt mai puțin geologic, eu sunt puțin mai poetic. Mi-aduc uh, aminte de vineri seara la Grand Canyon și țin de că apunea soarele și ieșeau stelele <coughs> asupra și nu poți să uiți, acum niciun, un vultur care croncânea și auzeam ecoul. Uh, aia e un simțământ al, al veșniciei, al timpului adânc fantastic acolo, când uh, când ești. Bun. Ce ne mai pot spune atunci? haide să. Ce să te mai întreb? Pentru că sunt multe că aș vrea să întreb. Dar n-am terminat cu. A vorbit de acel dinozaur. Dinozaur, hai să ne ducem la Balauro. Au mai fost. Deci, 100 de ani n-au mai găsit nimic. Sau, probabil că nu a fost o preocupare așa de intensă să se găsească în zona Hatzec. În schimb, geologii din zonă au găsit fosile de dinozauri lângă Oradea în depozitele de bauxită. Uh -huh. Care e tot și... aproape de Hațec. Da, tot aproape de Hațec. Uh -huh. Da, este interesant că România a intrat pe harta uh -huh. zonelor cu dinozauri, care sunt foarte... Deși dinozaurii români sunt foarte deosebiți. Da. Descrie puțin acest dinozaur, Balaur Bondoc. Uh, este deosebit de ruda lui Velocitapt Velociraptor. 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 din Jurassic Park. Yeah. Se pare. Deși Mă rog, mi se pare că în jurul se par nu exact velociraptor, e altceva, dar al, spre velociraptor. Da, prin faptul că are două degete da. cu ghiare foarte... Se datorește asta cumva faptului că a Pro, fost adaptarea, pe Adaptarea. Probabil da. că este adaptarea la... Că asta a fost observația lui Darwin în Galapagos. Că insulele creează, creează mă rog, subspecii. cu da. adaptare foarte, foarte, foarte specializate. De fapt, cred că asta putem să vedem și acum mai e greu, dar țin minte, în România am trecut, mergeai într-un stat mai mic și toți se mânau între ei. Da, da, așa este, așa este, corect. Da, da. fiindcă era o insulă etnică. Da. Era o insulă de, demografică, de o insulă de populație. Da. E, și... Mai puțin cu românii, totuși, aș vrea să precizez, pentru că noi am fost un fel de America a Balcanilor. Toată lumea a trecut pe la noi. Da, și-a lăsat copii. Și-a lăsat copii da. pe acolo. Și... Mă întorc la, la Balaurul Bondoc. Înțeleg că avea pene. Da. Și înțeleg că în ultimul timp se spune că cam toți dinozaurii aveau pene. Care e problema asta cu pene și nerosime? Da, este foarte interesant cum uh, oamenii de știință abordează uh, noutățile. Uh, de foarte multă vreme uh, au fost idei că dinozaurii trebuiau să aibă pene, măcar în stadiul uh, de tânăr, în stadiul de, deci în, înainte de a fi adult, măcar dar uh, de ce ar fi trebuit să aibă pene dinozaurii? Uh, pentru că s a observat că sunt foarte asemănătoare. Păsele sunt foarte asemănătoare cu dinozaurii. Dinozauri. Asta e uh. lucru foarte interesant pentru că deci înainte ca să descopere că dinozaurii au pene, uh, mulți uh, biologi au susținut ideea că păsările sunt dinozauri, nu? Da. Și acum se pare că este demonstrată conexia asta. Ca au pene. Da, chiar am uh, văzut uh, un, uh, o emisiune în care un uh, biolog a folosit o anumită genă, da. a activat da. o genă de la o găină da. uh, și i-a mărit numărul vertebrelor din uh, coadă cu 3, 4, 5. Ca să ca la dinozaur? Da. Uh, eu am citit uh, cartea lui Sean Endless Forms Most Beautiful, Ișen Carol spunea că au făcut experiențe cu găini, tot așa, la DNA umblat, și la găini au ieșit dinți, da, că la dinozauri. Da, și asta. Da. În, această emisiune era și da. acest lucru. Deci, e interesant pentru că evoluția nu are loc prin adăugarea de ADN, ci prin folosirea ADN-ului deja existent. Nu și da. selectat. Zic, eu zic că asta e argument în favoarea evoluției. <coughs> în favoarea evoluției taste. Pentru că e un material pus acolo care n-a fost folosit niciodată. Da, cineva l-a pus. Da, dar cineva l-a folosit. Și foarte interesant, deci găina încă are gene de dinozauri în ea. Da. Gâinile noastre, groaznic. Da. Eu de câte ori mă uit la o găină, mă gândesc ca la un t-rex. Și umblă. este fioroasă. Da, și, și laba piciorului este, este da, și la și fel. Și modul cum umblă în, uh, și se comportă e probabil că pentru biata proscuță care găinile o trag de la una la alta, probabil că un terex alergau și mulgeau de la unul la altul, mamifere uriașe. Nu. Uh, uh, deci găinile, înseamnă că oamenii care spun că oamenii și dinozaurii și-au intersectat, domnule, au dreptate totuși. De câte ori intrăm în poiata de găini, da, ne interesa interesa cu dinosauri. Cu... și sunt urme de dinozauri și om acolo. Da. Dar am, văzut am uh, o reprezentare a unui artist acestui... Dinozaur. Da. Și să arată cu pene, arată... Uh, ca pe un animal de pradă. Da. De obicei, animalele de pradă sunt mult mai colorate da. și mai uh, vivid reprezentate. Acum, asta ar putea ca să nu fie exact uh, cum ne închipuim noi, dar uh, probabil că este uh, foarte aproape. Eu nu știu care sunt criteriile, dar înțeleg că mulți paleontologi consideră că aveau vii penele de dinozauri. Nu știu după ce criterii se aveau. Pe vii Culori... Tenajul era colorat uh, uh, viu. Uh, da. Probabil a da. fost ca și astăzi. Toate animalele de pradă au culori mai vii. De și ce? Și special reptilele. De ce? de ce oare? Și peștii, veni, uh, șerpii venoși au culori vii. Uh, pentru că nu se, au de, cine să, -au de se ce se să se... Nu au de cine să se ferească. Nu au cine să se ferească. Deci animalele care sunt, sunt, uh, sunt victime uh, sunt, uh, sunt avantaje de culori mai puțin vii. Animalele care sunt de pradă sunt, uh, nu sunt dezavantajul de clorul vii. Da, probabil că la reptile uh, și faptul cum ele acționează, faptul da. că poate să fie foarte subtile, să treacă aproape nevăzute. Da, da. Uh, în principiu este însă că selecția sexuală avantajează clorul vii. Selecția naturală dezavantajează clorul vii. La, da. Și atunci la, la animalul de pradă nu-i pasă că e văzut pentru că ele sunt oricum foarte, nu se teme de nimic, nu Fo 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 foarte extraordinar de interesant. Pe de altă parte văd un plan divin aici, într-un anumit sens, noi uh, e ca un, un semnal care uh, te avertizează că acolo este primești de un șarpe veninos, de exemplu. Dar să mergem uh, la... Cred, eu cred că e, uh, uh, ce ne întâmplă și animale este faptul că noi avem simțământul individualității, cred că animalele l-au mai puțin. Nu -au. Sau Absolut. deloc. Nu da, l-au, nu l au, nu l au. Ce Fiindcă nu au gândire simbolică, nu au al doilea semn de semnalizare, cum nu spune, nu au. de abstractă. Ne, a, aș vrea să ne întoarcem puțin la Marea Tete și la, la Hatz, da. la, la geologia României. Spuneai că este o geologie unică. Vreau să spun ceva, uite, folosesc momentul să te întreb ceva care este o chestie de curiozitate, stupidă, dacă vrei. Întotdeauna când mergeam în Dobrogea, treceam prin fetești. Sau pe la fetești sau <coughs> pe la, pe la, pe la, pe la nu, Vadoi. Pe la Vadoi, da. Și cum treceam în Dobrogea? Eram parcă în într-o altă lume. Aș vrea să spun, din punct de vedere geologic, există o diferență între Dobrogea și Câmpia Română, ca istorie? Da, există. C în ce constă? Sau că am mai o intuiție corectă, totuși. Uh, există. Munții, măcini da. uh -huh. uh, fac parte dintr-un lanț de munți foarte vechi, uh, care a existat mult înainte de Carpații. Atât de vechi, deși sunt multe linii de Carpați. Da, uh, cred, uh, fac parte din uh, ciclul uh, de orogeneză hercinic. Uh, Care pe cu ce se mai leagă? Uh, cu, cu munții din Scoția. Munții din Din Marea Britanie, da. Deci e același lans de munți. Da, un lans foarte vechi. Nu știm în momentul respectiv cum era configurația da. uh, continentelor. Dar e posibil dar ca, este același... e posibil ca Dobrogea să fie un pământ mai vechi decât Câmpia Română? Căperea era da. acoperită de apă din partea Da, acela. E, e, în mod sigur, dar chiar dacă nu mai vechi, format într-o altă zonă și adus împreună. A, adus împreună de pești tectonice. Da. A, deci, interesant. Deci, Dobrogea uh, e. Ce vezi în Dobrogea, vezi un crătacic. O... Un cretacic, da. Hai să-i spunem pământ de cretă al Dobrogei. Da. Calcare uh. și cresi. Deci, e posibil și... ca mișcarea tectonice să fie adus Dobrogea să o filipide restul României. Da. Asta e foarte interesant. Da, a, asta am putea să vă A fost vecini cu Scoția. A fost cu Scoția. A, poate nu, poate în același timp, în același timp, au fost da. ridicați. Da, și... da, același lanț de munți. Da, oricum. pentru că, de exemplu, Himalaya și Carpații și Alpi au fost în același, lanț de același de munți. perioadă ridicați, fără să fie vecini. Da, e lanțul alpino-carpato-himalayan. Și munții Hercini sunt alte lanț, da. mult mai vechi. Și Chiar și munții Atlas din Africa au ridicați în același vreme cu Carpații și Alpii. Dobrogea, la rândul lui, este un pământ plin de fosilie. Toate pietrele au urme de scoici da. în ea. Și ții minte că Dimitrie Cantemir, fiindcă vorbeam de mare zi, Dimitrie Cantemir, în descripția Moldaviei, spune că în salinele de sare din Moldova se găseau pești întregi în sare. Nu știu dacă mai este adevărat și acum acest lucru. Uh, nu știu, n-am uh, intrat niciodată într-o salină uh, real. Am lucrat în zone cu sare, da. dar n-am intrat niciodată într-o salină. Uh, trebuie să fi fost, pentru că s sarea s-a format în uh, zone lagunare. În zone lagunare prin evaporare. Da. Deci acolo au fost lagune, au fost golfuri. Da. Și au fost golfuri, au fost zone cu. Și cât timp trece ca să se creeze o salină sau un depozit de cal imens? Cât timp trece? Perioade imense. Perioade imense, da. Nu le poți băga în șase imediat orice ai face nu le poți băga. Și în aceste uh, muzi de sare, deci, Dimitri se găseau pești, păcat că nu era paleontologie. Vreau să spun altă întrebare, tot legat de România. Uh, ce părere ai de uh, teoria sau ipoteza potopului Mării Negre? Uh, a existat, cred că s-a întâmplat de mai multe ori. De mai multe ori, uh, Marea neagră, neagră este, de fapt, o, o putem numi Marea Neagră Marea Caspică, Mediterana, sunt uh, niște reminiscențe ale Mării Tetis. Uh -huh. În momentul când Africa a împins spre Europa da. și a închis Marea Tetis și a format lanțul carpato himalai da. alpo-carpato-himalayan, uh, aceste mări au fost uh, într-un fel izolate. Interesant. Deci uh, uh în istoria geologică veche, mai veche de Pleistocen, mai probabil nu, acesta a fost Marea Tetis, pe vremea dinozaurului, zic, da? Uh, în tria... da, în, în, triassic. Triassic. în triassic. La începutul Triasicului. Da. Deci, era fost tot... Oceanul Tetis. Oceanul, a fost paralizat Oceanul Tetis. Apoi au devenit uh, lacuri izolate, practic. <coughs> Marea ca este un lac. După ce a fost izolată, Oceanul Tetis a rămas undeva. India a împins spre spre Asia. Asia, în Himalaya, și -a creat, uh, Himalaya iar uh, terenurile continentale care existau în Marea Tetis uh, au mers și ele spre nord, odată cu peninsula arabică da. și cu Africa, și s-au lipit uh, Europei formând apeninii, formând uh, Alpii, formând Carpații, și munții din da. uh, Și deci munții au transformat din Bulgaria și Turcia. Da, balcanii, mulți Balcani. Balcani. Deci, uh, Marea de Azov probabil că și-a intrat aici, nu? Da, Marea este. Caspică care este un lac, de Marea Caspică, da. Și uh, Marea Neagră a fost și -a un lac. Deci a uh, fost o parte de o, -o trezcat, care a devenit un lac după aceea. De mai multe ori Marea Neagră a fost lac și mare. Deci, uh, deci a, a fost repetat, e, fost și caracteristici de lac cu apă dulce sau da. Mare. vreau să spun o altă întrebare deci hai să vorbim despre ultima catastrofă care a avut, care a avut loc practic deci după evaluările geologilor a avut loc acum ca circa 9000 de ani da. și ce spun nu știu dacă ai citit cartea lui, lui Raymond și Pet, cum îi numea pe cei doi geologi americani pentru mări negre, ei vin cu o idee foarte interesantă că și în Atlantida lui Platon nu în Atlantida, în, în, în Timeos. În Timeos. <coughs> Platon spune că Solon ar fi vorbit cu preoții egipteni care au spus că au documente, că aveau încă documente. Păcat că, biblioteca de, de la Alexandria a fost arsă de fanatici religioși. Dacă aveau documente care spuneau că în anul 7 de Hristos a fost o mare inundație în zonă, iar că toate datele geologice merg într-acolo la potopul Mării Negre. Dar ce vreau să te întreb? Eu știu, când eram, când eram adolescent și făceam scufundări în Mare Neagră cu Constantin Scarlat, care a fost un fel de jachet Cousteau al, al, al României, el îmi spunea de acest, de acest potop. Geologii din România știau de această măritură, să să știe americanii. Nu știu dacă au știut, pentru prima oară am auzit da. de această ipoteză cu un potop, cu o inundare da. a Mării Negre, cred că în ultimii 20 de ani. Da? Da. Constantin Scala spunea așa. Deci ce zicea el? Că a fost uh, apă dulce în lac, fiindcă scoicile cele mai care se găsesc pe fundul de hidrogen sulfrat sunt de apă dulce. Uh, Marea Neagră la un moment dat a fost lac, da, în mod da, sigur. Da. Și acolo hidrogen sulfrat s-au găsit chiar și uh, urme arheologice din lemn făcute. Acum, nu trebuie să uităm că însă uh, Marea Mediterană a fost inundată din Atlantic. Din Atlantic, că și a fost a secat pentru timp. Da, și a, a, fost tare pe jos. Da. Da. A fost pe jos. Deci în timpul glaciațiunii, în timpul glaciațiunii, apele au scăzut foarte mult. Nu? La Marea Mediterană cred că mai mult rol a avut tectonica. Da, că nu glaciațiunea. Gibraltarul da. și Africa au fost unite. Da. Și când acolo s-a creat o breșă, atunci Marea Mediterană oh, deci, a fost s-a dat lac Marea Mediterană, practic, da. și probabil a secat. Neavând destul da. de fluvii care să o alimenteze. Foarte, foarte interesant această istorie veche. Uh, nu știu cum uh, vezi lucrurile din punct de vedere spiritual. Uh, crezi că este posibil ca istoria lui Noe să fie avută în acest context și partea spirituală să fie foarte adevărată, adică experiența lui cu Dumnezeu? Dar contextul geologic se fost dat de această inundație a, uh, a mă bazinului Mării Negre? Da, eu nu, eu nu am nicio uh, problemă. Cu, dacă potopul a fost universal sau a fost da. local. Da, Nici văd nicio problemă în privința aceasta. Dar din punct de vedere geologic ar fi fost din punct de vedere geologic se poate substanția ideea unui potop universal acum 25, acum 4500 de ani? Uh, nu. nu, nu pare fi nu. nu cred. Nu nu, nu pare să da nu, nu. Nu văd cum uh, uh, acum un amănunt anecdotic când am fost la da? uh, Grand Canyon. Ghidul, la un moment dat, ne-a spus că apa care curge în uh, văile, care iese din pereții da. la Grand Canyon, care este băută jos, da. uh, are un ciclu de 4.000 de ani. Un ciclu de 4.000 de ani de a se... Da, deci este mare. Apa care ai obei jos a intrat în pământ acum 4.000 de ani. Interesant. După ce se seama? Uh, au analizat, hidrogeologia, au analizat circuitul apei în zona respectivă, condițiile de curgere. Deci, în de 4.000 de ani, apa din da. zona Grand Canyon. Uh, so, dacă potopul a fost acum 4.000 de ani... Uh, cu, cu siguranță că un potop universal cu 4.000 de ani avea cum să fie, sunt și alți factori. Adică avem urme arheologice mai vechi de 4.000 de ani. Avem copaci în, în California. Bine, s-ar putea ca potopul să fie mai vechi de 4.000 de ani, să spunem, că da, da. țineți minte că odată când am vorbit că ar avea 6.000 de ani pământul, da. cineva ne-a atacat foarte Da. Țin minte, țin urât. Uite. Dacă spune că e mai mult ne-a atacat altcineva foarte da, urât. Și tot, oricum vom fi atacați în da. aceste discuții. Da? Uh, cu siguranță, însă, că uh, ideea potopului local, spun eu, nu, nu contrage cu nimic uh, Biblia. Nu. Și... Uh, eu mă duc mereu și uh, urmăresc ce spun geologii de la Geological GRI. Research Institute. Uh, niciodată nu se exprimă clar că ar fi fost un potop universal sau că datările radioactive sau datările stratigrafice nu sunt uh, corecte sau că geologia nu face sens, așa cum o învățăm în universități. Nu, mie mi se pare de împotrivă că gri este mult mai cinstit decât... Uh, acel Discovery da. Institute, sau fără discuție. Creation Institute este mult mai cinstit pentru că recunoaște. Deci, e adevărat că ei susțin poziția adventistă, dar recunosc când e vorba de știință, recunosc ce spune știința. afară Da, dar ultima oară când am fost, chiar am citit, au spus că cineva spunea că aceasta este știința, aceasta este credința noastră, sunt lucruri care nu le cunoaștem, da. care nu le înțelegem, nu le avem lămurite și viitorul ne va lămuri. Iulian, vreau să te mai întreb un lucru, aș vrea să te întreb despre straturile geologice și despre fosile. Da? Deci, data de trecută n-am abordat această discuție a timpului adânc și nu știu dacă cazul să pună o întrebare specifică. Ce ne poți spune despre straturile geologice și despre fosile? Hai să încep cu o întrebare, totuși. A rămas o confuzie la discuția mea cu, cu Lucian, pe care aș vrea să o clarifici tu. Lucian a spus că nu se știe cum se formează o fosilă și că, în general, nu știm, nu putem data fosilele, că datăm doar roca. Acum nu vreau să intru într-o polemică cu Lucian aici, dar a exprimat undeva o idee care a fost foarte des vehiculată în anumite cercuri religioase și eu cred că nu trebuie, nu trebuie să slujim pe Dumnezeu cu minciună. Da? Da. Deci, spune, te rog, mai întâi, cum se formează fosile și dacă putem data fosilele, cum le datăm și. Cum sunt distribuite în straturi, mă rog, Spune tu exact da. cum sunt cum este distribuit. În primul rând aș vrea să număresc uh, o problemă care nu m a întrebat, dar da. uh, în mod sigur este în mintea ta. Uh, cât, la, cât de multe fosile se formează din animalele existente, un număr extraordinar de mic, poate unul la mie, unul la milion, unul la suta de milioane, deci... Din totalitatea de organisme care stau pe pământ, un număr foarte mic de organisme după moarte au ajuns în situația de a putea fi conservate părți sau tot organismul într-un mod sau altul. Și cunoaștem totuși o de miliarde de specii deja. Și nu un, miliard, un miliard de specii. Și un miliard de specii. Și nu cunoaștem specii. tot. Nu cunoaștem tot, da. Și aceștia sunt un procent foarte mic. A fost. Da, am citit că Craig Venter... Da. Cel care a, a sintetizat adn nu, Da, a participat da. la decodificarea, decodarea ADN-ului. ADN da. Acum este îmbarcat într-o altă. Deci a fost ca micro, da, biolog. biolog ca genetician. Da. Iar acum este îmbarcat într-o expediție biologică. Unde? În ocean. Da? Să analizeze microbii microorganisme, da. microbii uh, din ocean. Dar tu știi teoria lui privire la evoluție? Știi că a apărut un articol Was Darwin Wrong? And the New Scientist. Teoria lui, lui Venter, lui Venter Craig, e foarte aproape de amalgamele Sora White. El susține că și au transferat material genetic de la o specie la alta. Da. E foarte interesant. Asta e, uh, transferul pe orizontală. da. da. Cred că și ai despre asta. Da, transferul da. pe orizontală. Da. Foarte interesant. Da, și am rămas am surprins citind despre el că a, a descoperit mii de noi bacterii în fiecare centimetru cub de apă. Și, și chiar și, vi, și virusul. Și Fără a analiza bacteria în sine, ci doar DNA-ul uh -huh. și proteinele rezultate ale... DNA-ului, deci funcțiile uh, bacterii. Foarte Ați minte am. că Craig, care este o mea vereche știință, dar eu l-admir foarte mult, spunea că există circa 10 milioane de gene. Deci organismele multicelulare au circa, uh, cred că cât, câteva, maxim 70.000 de gene în total în toată lumea multicelulare. Există cel puțin 10 milioane de gene răspunde în toată lumea uh, în lumea microscopică și spunea că aceste gene Interesant că sunt transferate și la om intră în structura ADN-ului și controlează programul de exprimare a genelor. Genele din virus sunt transmise la om, genele din bacterii, dar probabil că Dumnezeu cum a lăsat, cum a creat natura a făcut ca să păstrăm numai ceea ce ne folosește ce ne folosește? Dar folosim. Sau cumva ca grup să eliminăm ceea ce este, ce este dăunător. Da, da. este e, e foarte interesant. Deci, hai să să nu, nu uităm întrebarea. Vorbeam despre cum se formează fosilele și da. apoi statele geologice și deci, fosile din straturi. Animalele care au murit da. uh, se pot uh, se depun undeva sau rămân în anumite locuri și o foarte, foarte mică parte infinitizimală Uh, îndeplinesc condițiile de a fi conservate, au fost acoperite rapid uh, de sedimente, da, da. au căzut în ape cu nivel scăzut de oxigen, oxigen. Marea Neagră. Da. Oh da, exact, da. Uh, au fost mumificate în deșert, în zone foarte aride pentru o perioadă și după aceea au fost acoperite Uh, se poate întâmpla ca în uh, perioadă foarte scurtă de timp, uh, fiind într-o zonă foarte mineralizată, cu soluții uh, minerale, uh, să-i fie schimbat uh, chimia uh, organismului, a corpului, a... În chimie anorganică, nu? Da. În minerale. Uh, deci uh, acesta ar fi... Uh, procesul. Proces. Poate fi cât de rapid poate fi. Poate să dureze de la zile la deci, milioane. Fosilizarea poate să aibă chiar și câteva zile. În câteva zile. P fosilizarea. Depinde de mediul în care uh, s-a format și depinde de ce fel de fosilizare. Pentru că acum ați văzut mai de curând s-au <coughs> descoperit chiar și fosile cu materie organică. Da. E, chiar și dinozauri, am înțeles. Da. cu materie organică. Deci este posibil. Deci, și asta nu este de mediu. Nu este dovadă că sunt noi, ci mediul, mediul Un mamut. Descoperit într-un. Uh, în Siberia, în uh, da? gheață sau în, uh, într-un uh, lac din Siberia, da. în permafrost. Da, este perfect mumificat. Este mumificat, dar este organic. Este organic și... Este o fosilă? În, este o fosilă și în n-a fost că a fost și la Chicago, mamutul acela, baby, a fost da. la Chicago, la am expus, sau omul acela din... din, din, din Elveția sau din Austria, da, care din a fost balea, găsit. Da, din Valea, da. lui lui Otila, care a fost găsit și este înghețat și perfect. Da. este o fosilă? Da. Bun, deci hai să mergem la relația între fosile și staturi geologice. Normal că noi datăm Stratul geologic, dar fosila fiind în acel strat, nu poate să aparțină altui. Altui strat. Nu, e, este o chestie de geometrie. Da. Care e o parte a matematicii. Exact, da, corect. Hai să începem de la, de la stratul cel mai de jos. Deci, uh, care uh, ne poți spune ceva de ordinea straturilor? Uh, da. Uh, ordinea este totdeauna aceeași. Uh, același. că dacă se întoarce, vreau să zic. Da. O, da, chiar succesiune. dacă succesiunea este aceeași, chiar dacă lipsesc unele, înțeleg că unele de unele poate să lipsească, se poate întâmpla ca unele să fie întoarse la... Da, înțeleg, da. Asta uh, e clar, că și se vede că sunt întoarse, nu? de grade. Nu? Deci se vede că sunt întoarse dacă... Da. Se vede din... uh, Pentru că... Studiind, uh, studiind geologia regiunii, da. uh, poți să vezi acest lucru. Sunt ca o plăcintă care, o, da. ca o ruladă care se face așa, să, se întoarce. Și Unele pot fi deplasate zeci de kilometri datorită mișcărilor tectonice? Uh, întrebarea mea este: <coughs> uh, indică fosilele o dezvoltare de la simplu la complex a vieții? Fără discuție. Fără discuție, asta e indiscutabil. Da. Uh, uh, oricine și se uită într-o secțiune geologică vede. Uh, e clar, sau se duce la un muzeu. Pentru că eu nu văd ce motiv ar avea un om de știință să falsifice se datele. S-ar putea, poți să găsești motive, Da. dar uh, nu toți. A fost un caz de fals celebru, acel din Anglia, omul din uh, The Pitman, sau cum, cum se numește? dacă ții minte. Uh, da, da, a fost făcut special. A fost falsificat? A -a falsificat Știi că, că există o ipoteză că falsificatorul a fost Canon Doyle. Și nu m-aș la Crălcești, pe care nu m-aș vrea să-l vede de asta. să Că am venit la asta. Și am vorbit mai devreme de Marea Tetis. Da. De Oceanul Tetis. Da. Eduard Sus, Da. Geolog elvețian. Da. Renumit. Da. Până la 1880, 60-80, studiind fosilele din Alpi Elvețieni, da. a ajuns la concluzia el a trebuit să se formeze într-o mare. Și el a spus aici, undeva în sud, a fost o mare. A găsit cu un singur lucru, cu ordinul de mărime. A fost un ocean. A fost un ocean, nu o simplă mare. Da, da, deci geologia, oamenii de știință, mai târziu, au arătat că, de fapt, el a avut dreptate dar demonstrând cu tectonica amplă și demonstrând cu metodele și cu descoperile noi în știință. Da, înțeleg că primul care a înțeles acest lucru a fost Leonardo da Vinci. Și este o ipoteză, sunt multe ipoteze cu privire la, la misterul uh, Giocondei. Dar una dintre teoriile interesante este că geologia din spatele Giocondei nu este cea de pe vremea lui Da Vinci, ci este vechea geologie. Da? A, da. Aia, și că zâmbetul Giocondei reflectă faptul că știe un secret pe care nu știe nimeni. Da Vinci a fost, din câte știu eu, primul din Europa care a spus că fosile nu au fost, fost fumate de potop, ce mai vechi. E ceva e, foarte interesant. Dar noi nu știm exact istoria și cum Dumnezeu a lucrat pe acest pământ și probabil că din punct de vedere științific, din punct de vedere al cunoașterii umane, al dorinței de a afla, dorinței uh, uh, hai să o numesc Uh, normale și cu cam în sens și cu reverență da. față de adevăr, față de Dumnezeu, față de uh, umanitate. Niciodată nu vom ști totul. Absolut. În nicio știință. Totdeauna va fi loc ca să creștem. De mai mult, pentru că asta este ceea ce Dumnezeu a pus în ființa umană. Acea mișcare continuă o perfecțiune pe care niciodată nu o vom atinge, nu atinge. pentru că în momentul în care o atingem, nu mai avem nevoie de salvare. A, în prevenția aceasta... când am atinge o nu mai avem Nu mai avem nevoie, avem, nevoie nu de salvare. Avem, Iisus, da. de am și altă părere și voi vorbi data viitoare. Ceea la... Ce nu se poate, e un nonsens. Da. Săptămâna viitoare o să vorbim la geneza despre asta. Eu cred că noi înțelegem greșit problema genealogilor biblice și vreau să mă ocup de... Pro... Deci cronologia biblică cred că o înțelegem greșit. Eu o prostă exegeză a textului. Și am câteva argumente pe care o să le prezint și cred că sunt noi pentru foarte mulți dintre ascultătorii noștri. Și sunt solide, după părerea mea. Dar o problemă care este, care folosesc eu, de exemplu, dacă am încercat să reconstruim istoria omenirii pe baza genezii, n-am reușit. Fiindcă geneza nu ne spune nici despre China, nici despre India, nici despre popoarele din America, nici despre popoarele din Australia. Este ceva specific. Da, este ceva de doar... De pentru salvare. Exact, da. În momentul în care noi spunem că, așa cum ți-mi ți că în cartea lui Hasek, soldatul Jveik, era un preot catolic care susținea că nu există Australia, fiindcă nu există Biblia Australia, nu? Deci în momentul în care noi am încercat să trunchem cunoștințele de geografie pe baza Bibliei, să spună nu există lumea la antipost, fiindcă Biblia nu vorbește despre ea, lumea ne-ar băga la Balamuc, ca în cazul lui Jveic, preotul catolic a la Balamuc. În situația aceasta, de ce să nu aplicăm acest lucru și la geologie? Să nu acceptăm că există evenimente din istoria geologică a planetei despre care Biblia nu spune nimic. Pentru că nu ne folosă la mântuire. Pentru că ai vorbit de soldatul Jveic, da. care este unul din eroii mei preferați. Mm. Și al meu, da. Uh, nu ți se pare că foarte mulți din cei care uh, acționează în uh, această sferă religie-știință acționează cumva ca soldatul Jveic? Anume, în ce sens? În, în sensul de numai a incita uh, și de a-și duce mai departe Activitatea lor, fără să fie influențați sau să fie necesar să ia atitudine față de realitățile din jur. Da, că, solatul Schweig, da. de fapt, a fost un provocator. Da, da. Că și-a bătut joc. care a făcut pe idiotul. Da, dar a făcut de idiot. fără să fie. Da. Și el știe foarte bine ce face. Cred că la fel se întâmplă și cu mulți. Adică însemnează că mulți, eu am o suspiciune față de unii cel puțin, față de unii, mulți nu sunt cinstiți, au o agenda în privința asta. Și aici am și eu o problemă. Eu, un motiv pentru care te invit să vorbești la noi este acela că aș vrea să arăt tinerilor că poți fi credincioși și cu mintea deschisă. La data aceasta la noi în biserică există o schizofrenie în privința aceasta. Adică în ce sens? Un tânăr cu mintea deschisă înțelege că îl trebuie să părăsească biserica. Pentru el nu mai este loc în biserică. Sau, dacă vrea să stea în biserică, trebuie să-și practice o fel de lobotomie. Și lucrul cel mai grav este, noi nici nu avem onestitatea să spunem, domnilor, asta sunt limitele noastre, nu știm. Noi credem că știm totul. De exemplu, din câte mi a spus tu, înțeleg că geologia este o știință extrem de complexă. Să duce un pastor la învon și ne explică în două fraze că geologia nu există ca știință și în a treia frază ne explică el cum este cu, cu geologia. Uh, la, fel că, și cu biologia. la fel și cu biologia. Cred că la ora actuală, uh, orice știință, cred că și știința, hai să exagerăm, ghicitul în palmă, care da, nu e o știință, da. e, uh, este așa de complexă încât uh, nu cred că o persoană uh, poate să aibă cunoștințe solide, de mai mult de poate 5%, poate 3% din tot. Da, din tot, da. Are cunoștință totul, -un domeniu foarte foarte în domeniu foarte Și da. în rest, cunoștințe generale. Dar ceea ce pe noi ne leagă ca și comunitate, ca și comunitate umană, da. este încrederea pe care o avem unul în altul. Da, așa este. Pentru că aș vrea să spun sincer, eu n-am nicio dovadă că pământul se învârtește clar. Deci, cred că pământul e rotund, că mă rog, te învârși și ajungi la același pământ. Dar dacă ar fi, n-am nicio dovadă în favoarea heliocentrismului. N-am nicio dovadă cu la dimensiunea Universului. N-am nicio dovadă că planeta Marte are un canion acolo. Totul merge pe încredere. În momentul când e de paranoic să nu mai crezi nimic, atunci înseamnă că este o problemă psihică acolo. Eu, de asemenea, mai am o mare problemă, pentru că sunt tată de trei copii, da. cunosc Mulți tineri da. care își pun uh, întrebări uh, rela în re relație cu știința și religia, da. special tineri din biserica noastră. Și tot mai multă generație. Am citit o statistică cred că acum o lună sau mai puțin da. din România. Da. În România mai mult de jumătate, 50% din tinerii din Biserica Adventistă da. părăsesc biserica. Da. Și asta și în America. Uh, deci uh, cred că noi trebuie să acționăm, să aducem cumva la zi cunoștința. Uite, și să, să admitem că poți să fi, să crezi în Dumnezeu și. Să ai mintea deschisă. Să ai măcar dată. Da. Uh, uite, să spun un lucru. Uh, observ ceva între în, 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 în biserica, adică din Statele Unite, și în general uh, românii, uh, biserica română este foarte încată să copieze America to în toate. Ceea ce observ eu este că în biserică, în statului se recunoaște că există acest influx al tineretului și numai al tinerilor. În general este o, în, statistici, în statistici făcute în, în cel puțin la întâlniri cu pastori, am văzut statistici care arată că segmentul de albi anglosaxoni este în scădere în biserică. Deci albi cresc prin imigrație din este Europei. Segmentul de clasă de mijloc și de educație de clasă educată este creșterea din biserică. E suficient să mergi la și să dai seama care este structura noastră socială. Cred că da. aici e și o problemă socială da. care poate am putea-o aborda. Da. Dar ca, ca să-mi continui ideea, strategia care se încearcă în biserică de abordare acestei probleme este aceea că tinerii nu au destul fan în biserică. Biserica nu e destul de postmodernă nu are destul de muzică rock sau alte lucruri și că aceeași ar căuta tinerii. Niciodată nu se acceptă ideea că motivul pierderii credibilității este închiderea noastră față de știință. Noi nu spus. acceptăm că ar putea ca tinerii să aibă curiosități științifice. Să, să te întreb da. ceva. Da. Datoria unui creștin este datoria față de Dumnezeu să-l iubească pe Dumnezeu, da. să-și iubească familia și Biserica. Să Biserica. fie loial da. bisericii. Ce ne folosește dacă ne pierdem, dacă noi facem lucrare în lumea a treia, da. ca ei să ne înțeleagă și noi ne pierdem tinerii noștri. Adventismul de lumea a treia. Unde? Este, deci, da. familia noastră se pierde. Da, așa este. Și facem lucrare misionară cu alții. Uh, lucrare misionară cu alții care, să spun sincer, nu știu că sunt de adventiști. Iubește-ți da aproapele, vecinul, da. în detrimentul familiei Niciun caz. Niciun caz. Uh, spuneai că ai o problemă cu structura socială a adventismului. Care uh, este opinia ta? În America și da. în țările dezvoltate uh, se întâmplă fenomenul că fiecare familie, în momentul când se mută pe scala socială, da. se mută de la țară la oraș, da. la mai bine, uh, scade numărul de copii. Da. Așa este. Și uh, cei care duc Societatea. Sunt copii. S nu sunt de copii, copii și sunt cei care rămân la fermă, rămân în lumea a treia. Sunt cei care aduc indivizii care se ducă mai departe da. în societate. Da. Și de aia cred că e normal dacă ne mutăm spre oraș da. și spre urbanizare. Și America este cea mai urbanizată, la da. afară de Singapore și de da. Macau, da. Da. cea mai urbanizată da. societate. și Japonia. Normal că scade numărul de copii. Asta, deci, e o scădere demografică. Pentru că femeia devine stăpână pe ea. Este demografic. Dar vreau să spun un lucru. Pe lângă aceasta, la noi există o pierdere a tineretului care s-a născut deci, da, așa. Da. Și, și care a crescut. Și în România, am legătură pe întâlnire cu tineri din România, observ că tineri din România, ca nivel de înțelegere științifică a lumii, sunt mult deasupra nivelului care am plecat eu din România. Deci, raportul de la ce? Și eu urmăresc da. pe internet și sunt uh, plăcut surprins. Da. Și nici nu pot să mă compar. Da. De Cu cât foarte mulți din uh, cei care scriu. Extra de bine Ce educație. nivel de cunoștință, da. ce educație de notă. Da. Și cred că aici avem o problemă, deci aș vrea ca... Și nu mai educație, și inteligență, și uh, foarte bune capacități. Dumnezeu a pus în ei... Unii foarte caustici, celui dintre ei. Da? Uh, face parte din licența li literară, trebuie să Și observ în același timp, unii care s-au încuiat în niște stereotipuri de gândire, din care refuză să iasă. Nu știu care va fi bise viitorul Bisericii în privința aceasta, dar uh, părerea mea este că avem datoria să luăm o poziție nepopulară. Anume, nu vreau să încurajăm necredința, vreau să încurajăm credința în căutarea adevărului. Și credința în căutarea adevărului. Nu este calea aleasă din nefericire de ce mi-am spus Aici vreau să spun încă un lucru. Uh, nu știu dacă ai observat. De exemplu, când discuți cu pastor baptiști, uh, nu baptiști, nu, nu mă rog, baptiști aici, catolici poate, uh, anglicani, mai ales pastori anglicani, observ că au o cultură filozofică și științifică. Adică știu logică. Știu cum se argumentează, știu care argument este sau nu este valabil, în fața care sunt legile logice și ale argumentației și au o noțiune de filozofia științei. Ei știu ce... Ei nu se apucă prost și să să contrazic un expert. Deci ei știu că expertul are mai multe șanse să aibă dreptate și că poate nu înțelege argumentul lui. La pastorii noștri nu există deloc această educație. Cei care și-au făcut-o și-au făcut-o singuri. sau au făcut, -au făcut, -au făcut merge în care mergem pastorație, dar nu se face niciodată la, la seminar. Și pentru să pe noi îngrijorează foarte mult. Da. Uh, probabil că ar trebui, poate, ca pe viitor pastorii să fie uh, făcuți după ce fac o facultate. Și să dea o și altă facultate de? și nu ne neapărat să fie de știință sociale, poate să fie și de nu, știință. Nu, absolut, absolut. Nu, eu cred că Spiritul Științific ca model de gândire este foarte mult de folos în studiul Bibliei. Pentru că spiritul științific implică o rigoare pe care e, disciplinele umane se nu-ți o dau. Adică, disciplinele umane se te duc la vis, la fraze frumoase, dar spiritul științific este mult mai, mai pozitiv în, în aflarea adevărului. E, ce mi se pare iarăși bine interesant, Biserica Adventistă a avut o tradiție de deschidere științifică. Vreau să spun, ne-am înființat creaționismul științific, dar l-am înființat într-o căutare sinceră după adevăr. Și ținând cont de informații științifice accesibile atunci, de faptul că genetica încă nu exista, de faptul că uh, raportul nu era, era departe de a fi complet pe data aceea, Noi am plecat de la ce să știa, dar am mers de la fapte. Acum este o fugă de fapte în teologia noastră. Am citit în câteva lucrări despre creaționism. Da și evoluționism, uh, Sora White este considerată uh, Părintele Creazului clasul Științific. Da. da. Și eu m-am cu lucrul acesta. Da. Pentru că este o căutare, este o căutare. Unii o și... critică, alții o laudă, nu, depinde de cine scrie. Dar uh, toți o consideră Părintele, părintele da. Creazului Științific, indiscutabil. Deși Baptistul nu le place ideea aceasta, dar este un fapt și interesant cel care l-a demonstrat cel mai mult este Ron Ambers, care a fost adventist, este încă adventist nominal, dar mă rog, este un adventist marginalizat, din nefericire, a avut o experiență foarte tristă. Sărona Amar se documentează foarte bine originile adventistele creazilor științific. bun, Iulian, timpul nostru s-a încheiat. Da, Și dar să rog... nu uităm că sora White totdeauna a fost deschisă la nou. vreau să zic ceva. În Rocky Mountains, Ellen White a făcut o afirmație care contrazice tot ce a scris ea înainte despre fosile. Și a afirmat să găsește într-o scrisoare personală adresată fiului ei, în care spune că ea are impresia că fosile sunt foarte, foarte vechi. Deci, asta dovedește o deschidere a minții. Da, am și eu un citat din Dânsa, da. nu știu dacă o să-l găsesc. S-ar putea să nu-l găsesc. Cum spune? Eu doar mai pralfrazesc citatele de Newaite. Uh, spune așa, în materii care sunt așa de obscure și. Uh, foarte departe de, de viziunea noastră, noi găsim Sfânta Scriptură, în Sfânta Scriptură pasaje care pot să fie interpretate în foarte diferite da. moduri, fără a aduce prejudiciu da. credinței care am primit-o. În asemenea cazuri, nu trebuie să ne grăbim Uh, ca să luăm o poziție sau alta pentru că uh, progres viitor în uh, acel uh, domeniu uh, poate să, uh, să undermine, să, da, să submineze, să submineze uh, poziția care noi da, am luat. Și tot dânsa spune mai departe că aceasta este ceea ce nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Noi ne-am grăbit să votăm opoziția că Pământul e de deci, între 6 și 10.000 de ani, viața pe Pământ, ca și cum votul ar hotărâ adevărul. Adică vreau să spun, asta nu e o poziție protestantă. Spui că votul majorității hotărăște adevărul. Adevărul are nicio treabă cu votul majorității și uh, suntem legați de ea. Și aș vrea să spun ceva, știu tineri care când părinții le spunea astea sunt spun și ceva, mamă și tată, bazme, ceva ce-ți la biserică. Astea sunt realități. Așa că Elena nu a avut dreptate și aici și e perfect să încheie pe această discuție cu citatele de Elena Dar, Iulian, vreau să spun că discuția nu este încheiată și te rog să-mi promis că mai, mai bine, dar poate cu un subiect mai interesant nu știu dacă... ăsta a fost foarte interesant și foarte necesar dacă poți, te-aș te ruga să și răspunzi la câteva întrebări da. care uh, probabil vor veni pe internet da. ce aș vrea să recomand da? la cei care da. au plăcerea să se uite nu da. trebuie neapărat să urmărească tot ce am spus da. dar ei se pot informa se pot duce uh, pe internet, pot cumpăra o carte, se pot informa nu la un nivel neapărat academic. aprofundat, dar să-și poată face o idee. Ce le-aș recomanda? Mai puțin YouTube. Oh, da. Poate să meargă la o universitate, la da. un site, la o companie care are interes în geologie, da. poate să găsească foarte multe locuri. Da. Unde poți să găsești știință S -s -s adevărată. Să acolo unde este expert. Nu anecdotică. Da. Pentru nu că anecdotică. YouTube de ambele părți da. poate să fie anecdotic. Da, de ambele părți anecdotic și sunt multe teorii conspirative și da. multă pseudoștiință, multe speculații. Mă bucur că ai spus acest lucru. Google-ul este un mare instrument pentru a afla adevărul, a devenit și un verb acum, la cel puțin engleză, da. de Google. Dar da. este și ca și gramatica limbii române române exact. după Ion Creangă, un cumplimește și de timp a minții. Exact, exact. Pentru că... Uh, și mă bucur că ai dat acest sfat. Deci, cineva trebuie să știe să-și găsească sursele. Da. Pe, pe... Și cea mai bună e sursă academică. Da. O sursă uh, teologică. Da. Uh, și compari și vezi fiecare uh, ce spune. Uh, so Yale, cineva a, a indicat Yale University, nu de mult, yeah. MIT-ul, iarăși, care în știți, are cursuri, are cursuri online. Geological research institute are foarte, da, foarte bun. Uh, au uh, news, și uh, ce îmi place la ei la news, la noutăți, da, nu cenzurează. Uh, și uh, ce Pun, uh, pun uh, și uh, uh, news newsuri despre ceeașet ori care. Contrazic total poziția bisericii noastre. Da, am văzut această. Uh, sunt foarte obiectivi. E o excepție în timp tancurile creaționiste. Geologic, e o excepție pentru că timp tancurile creaționiste de obicei falsifică știrile sau le filtrează. Poate este uh, o da, caracteristică a celor din biserica noastră. Da, da, nu. Uh, uh, aș vrea să spun. Este ceva ce este de ADN-ul adventismului, da. părerea mea. Acest respect față de adevărul științific și inițial și trebuie să-l recuperăm. Aș mai spune un lucru, ai spus mai puțin YouTube, eu spune și mai puține dvd pentru că un dvd ca și un YouTube este o prezentare care te câștigă, te fură, dar de fapt nu ți oferă. Adică, problemele științifice trebuie studiate în format științific. Și aș mai recomanda ceva, aș recomanda să nu ocolească și anumite cursuri de logică, care te învață ce să cumperi și ce să nu cumperi din argumentele altuia. Toate acestea sunt aici. Dacă nu sunt rectangulare. Dacă nu sunt rectangulare. <laughs> Am înțeles, mulțumesc, da. Bine, Ilean, mulțumesc mult de tot și te rog frumos, încearcă să răspunzi măcar la unii pe internet la o întrebările. Dar știu că ești foarte ocupat, că ești foarte ocupat, dar și te aștept la viitoare cu nerăbdare. Mulțumesc. Da. Mulțumesc și eu. La revedere. La revedere.